Poate obișnuiești să bei cam mult. Poate suferi din cauza faptului că cineva pe care îl iubești comite acest păcat. Se îmbată. Nu-i certa pe alcoolici. Nu te certa pe tine însuți dacă ești unul dintre ei. Dar adu-ți aminte câți bani ai pierdut din cauza alcoolului, câte zâmbete ale soției sau mamei tale, cât râs al copiilor tăi și câtă fericire a dispărut din casa ta din cauza complotului industriei alcoolului, a cărei victimă ești tu. Vizitează o închisoare sau un azil de bolnavi mentali. Vei fi uimit să descoperi cât se află acolo din cauza alcoolului. Nimeni nu se duce la închisoare pentru că este cumpătat sau abstinent, decât dacă este un creștin adevărat și mărturisește despre el la oameni. Cum se pare alcoolul atunci când îl vomiți? Dar când copiii te disprețuiesc din cauza lui, ți-ar place să fii părăsit de cea care ți-e dragă? De cea pe care o iubești? Ce simți al afacerilor ai să-i îmbogățești pe cărciumari cu prețul sărăciei tale? Te ajută alcoolul să eviți accidentele de circulație? Gândești mai bine când ești beat decât când ești treaz? Vinul este bagiocoritor. Băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Proverbe 21. Dacă te simți înfrânt, neputincios și disperat, gândește-te că ochii lui Dumnezeu varsă lacrimi zi și noapte din cauza păcatului tău. Lui îi pasă de tine. El are și remediul. Tu nu ai nevoie de vin. Plinătatea Duhului Sfânt îți stă la dispoziție. Spre deosebire de alcool, ea dă o stare de euforie care nu este trecătoare. Simți acea bucurie în inimă constant și acea pace. Când apostolii au primit Duhul Sfânt la Rusalii, au dat impresia că sunt băuți. Era doar o bucurie care le-a dat puterea să facă lucruri mari pentru Dumnezeu. Așa că declară acum război împotriva alcoolului. Nu întârzia, nu amâna pe mâine cu încă un pahar, cu încă o sticlă, cu încă o beție cu prietenii. Astăzi, acum dacă auzi mesajul, declară război alcoolului și păcatului. Spune, o, Doamne, ajută-mă ca astăzi să mă dezgust de acest viciu, căci am ajuns nenorocit și îmi fac rău sufletului meu, sănătății și familiei mele, celor din jur. Strig la Tine, Doamne Iisuse, întinde-ți mâna Ta iubitoare și iertătoare și ajută-mă să mă eliberez de la această stare. Îmi doresc din toată inima să fiu eliberat. Cer asta în numele Domnului Iisus Hristos, să gust din bunătatea lui Dumnezeu și să mă nasc din nou. Fă, Doamne, de mine o nouă persoană. În numele lui Iisus Hristos. Amin.